venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Știți deja informațiile, cifrele, recordurile, cazuri, euro, toate cele, nu? Are dreptate și Câțu. Record peste record în România. Așa arată performanța, nu? Vai de noi! Și, altfel, ce mai faceți? Și voi tot pe lista de așteptare, ca sărachii? Na, văzând ce se întâmplă la noi cu pandemia, mi-am amintit de un banc. Ion îl întreabă pe Gheorghe. No, Gheorghe, ce-ți fac băieții? Păi, unul e căsătorit, zice Gheorghe. Și celălalt? Celălalt e bine. L-am auzit pe doctorul Imbri vorbind despre ce va urma și, deși mi-am impus să nu mă mai las cuprins de frică, mi-am zis să... Păi ce e acu' e super înseamnă, nu? Va fi din ce în ce mai rău. Da. Confirmați asta? Da, sigur. Că Bucureștiul se va închide? Mai mult ca sigur. Cu toată tristețea, vă spun că va fi mai rău decât ce a fost. Mai rău înseamnă mai mulți și cu simptomatologie mai gravă. Nu mai este momentul să spunem că situația este sub control. Vor trebui luate măsuri destul de stricte, nepopulare. Nu cred că mai e timp de șovăia. Am văzut că astăzi am avut 1266 de oameni la ATI. Ne apropiem rapid de recordul de anul trecut, de 1289. Că aici trebuie să ne uităm ca să ne dăm seama cât de nasol stăm, că de testat nu testăm, ne uităm la ATI. Deci trebuie să ne scuturăm cumva și să pricepem că pandemia e încă aici, n-am scăpat, chiar dacă ne-am obișnuit cu prezența virusului. Nu vreau să intrăm în panică, dar nici să subestimăm ceea ce spun medicii că se va întâmpla în perioada următoare. Față de ieri, când am afirmat că lucrurile deja nu mai sunt de domeniu să ne îngrijoreze, trecem la faza că trebuie să ne sperie. Așa, am mai observat o chestie, nu știu dacă și voi. Medicii parcă sunt deja enervați de ce măsuri se iau la nivel politic, precum și de comportamentul cetățenilor, ca să zic așa. Nu acuz pe nimeni, doar că toți suntem cu nervii puși pe bigudiuri, obosiți, amenințați de o viață incertă economic, cu copiii tâmpiți de școala asta care practic nu s-a făcut în ultimul an. Dacă ai copil în an terminal, e și cazul meu, ți-e teamă, bă, ți-e groază. Te gândești că se poate rata cu totul pentru că le-a fost infernal de greu acestor copii în ultimul an. Iar asta se va vedea peste 5, peste 10 ani, când vor intra pe piața muncii și vor pleca de la venituri mult, mult mai mici. Apoi mai e și vremea asta de afară, care zici că o ține așa într-o continuă mormântare. Marote, săracul, de 2 săptămâni vrea să-și facă un solar, nu poate că plouă. Provocarea pe care o avem în acest val este contagiunea crescută, numărul mare de contact care se pozitivează, care ajung cu forme severe de boală. Este parcă un tablou diferit, cu o gravitate crescută, care trebuie să ne facă prezenți și atenți la ce avem de făcut. Na, ar fi groaznic să se întâmple cum susțin medicii. E destul de rău ceea ce deja se întâmplă, nu? Și mai sunt și ăștia cu AstraZeneca. Haideți mă băie, spuneți naiba ceva despre cheagurile alea. Românul și cheagul. Ce cheag să facă românul? Că nu poate să adune 2 de un leu de la o lună la alta. Greu să faci cheag în România, tati. Deci, în România e cum știam, adică nasol. Doar că se anunță vremuri și mai grele. Hai, suntem atenți, respectăm regulile, ne vaccinăm dacă ne vine rândul și încercăm să rămânem tari la minte. Uite, mai râdem, mai plângem, mai. Liderul sindical Bogdan Hosu vine în seara asta la Tâlc Toc, pentru că vreau să aflu și eu dacă mai există sindicate în țara asta. Dacă mai există pe bune, cu activitate, nu doar așa pe hârtie și pentru a plăti salariile unor lideri. Da. Ce să, am ajuns și aici, oameni buni. Uite, tocmai ce ne-a comunicat Gheorghiță că treaba asta cu vaccinarea face parte dintr-un fel de selecție naturală, așa. Adică cine se înscrie primul pe platformă, e clar că merită să trăiască. Ceilalți, molâi, moșmondiții care abia se mișcă, să stea mă pe paracetamole și ceai de zambilă dacă nu sunt în stare de altceva. Păi nici nu merită vaccin, domnule.
Sunt județe și localități din mediul rural care se plâng de faptul că nu reușesc să se programeze pentru că vin persoane din alte județe și se programează. Deci, vedeți, este o competiție naturală. Ghițane, fii atent, Ghițane. Eu zic să pui să se bată pensionarii cu studenții. Da, pe câmp, frățică, la lehliu, în câmpii. Bă, ești nebun să fie o confruntare cum ar organiza Sergiu Nicolaescu? A? Cum face acum? Erau filmele alea istorice, tată. Alea care ne mințeau, alea care au construit comunismul. Să vină ăia unii spre alții așa, studenții, și pensionarii, să rotească bastoanele alea deasupra capului, cum făcea Ștefan cel Mare cu Paloșu, mă. Doamne, doamne, eu v-am zis, oameni buni, ăștia din generația asta nouă de cyborgi politici au empatie cât au și hienele când le e foame. Nu se poate, Gheorghiță, să le spui oamenilor în față, bă, cine prinde loc merită să trăiască, e o competiție naturală. Ce e asta? Mă uitam, peste 2000 de bucureșteni s-au programat la Fetești. 150 de kilometri, nene! Peste 2000 de bucureșteni au profitat de scurta breșă evită duminică în platforma de vaccinare și s-au programat pentru prima doză de vaccin în aprilie la Clubul Pensionarilor din Fetești. Vaccinăm și pe platformă, este clar. Da? Pot veni de oriunde. Pot veni și de la Satul Mare. Primul venit, primul servit, primul înțepat. Clientul nostru, stăpânul nostru. Și lasă, Gheorghiță, că dacă se încaieră cetățenii, trimiteți jandarmii să-i frăgezească puțin. Păi da, intră și vaccinul mai bine în omul bătut, plus că nu se mai zbate. Vestea bucureștenilor care vor vizita Feteștiul în scop de imunizare este deja subiectul principal de șuietă în oraș. Bucureștenii n-au mulți fani, dar nici mulți critici. Ei, nu prea aș fi de acord că mă fășești eu cu ce... virus vine de unde vine. Mie mi se pare normal. Am și o fică în București care s-a înscris la lehliu, de exemplu. O, la lehliu, să trăiți? Ce, domnișoara? Colonel, mareșal, ce? La urechiște? Bravo, bravo. Uite, așa relansăm turismul, tati, prin vaccinare. Organizați, mă, centre mai multe la Govora, la Olănești, în Vama Veche. Vine omul, ia vaccinul, dar mai stă, mă, și el la o bere, la o mititel, o măslină, se mai scaldă, mai o împachetare, mai o împerechiere, că și așa stăm prost cu natalitatea. Ai, mă, Gheorghiță, că ai avut o idee foarte, foarte bună. Plus mișcarea, domne. Pleacă omul de acasă, mă. Mișcarea-i sănătate curată, ce mama naibii. Și mai ales pe pandemia asta, ci că e foarte bine să mergem de colo-colo, domne. Da, să ne amestecăm unii cu alții. Astea sunt directivele Organizației Mondiale a Sănătății. Au zis oamenii aia foarte clar că o campanie de vaccinare este mult mai eficientă dacă cetățenii dintr-o țară se amestecă bine între ei. Da, ăia din sud se vaccinează în nord, ăia din nord în sud și așa mai departe. Să fie curent, știi? Că dacă e curent în țară, îl ia și pe virus de cap. Nu rezistă nici el, mă. Chiar a pus careva mâna pe Gheorghiță ăsta? În sensul așa, pe el, știi, să-l strângă, să simte tabla sau zici că e om? Adică lucrare românească, mă, sau se simte la mână ca vibratoarele astea moderne, a? Nu știu cum să-ți explic. Dar are ceva... e altfel decât ceilalți băieți. Nu știu, sper să mă înșel, dar eu cred că premierul Câțu a luat boala lușică. Da, ori fi stat pe același WC-ul, habar n-am, dar n-are stare. Vă amintiți cum era Orban în ultima lui fază de premier? Nu putea să se țină după el lotul de maraton al României? Da, cred că el a răspândit mult din pandemia asta prin țară. El, cu șoferii, cu tot calabalâcul, da, avea pupitru ăla pe care îl cărau subalternii săracii. Da, nu putea fără pupitru Orban, nu, domne, în noroi, în betoane, pe ploaie, pe zăpadă, pe câmp, în vârf de munte, Orban avea pupitru. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar iată doar câteva dintre locurile din care Orban a făcut declarații ca premier.
Frumos, nu? E, acum la fel e câțul, la fel l-au scăpat prin țară. A uitat unul poarta deschisă la guvern, aia a fost, s-a dus, pa puiu, mă rog, pa câțul. Am zis că după 4 diplomatii la urmă să ferească Sfântul Florine să te ia cu tabu. Mă, nu glumi cu de-astea. Neanicu, bre, când s-a dat jos ultima dată din ceva, din tap s-a dat. Dar stați, stați să vă arăt ceva superb. Vizită de lucru, mă rog, de lucru, la tronsonul drumului expres Craiova-Pitești. La mulți ani. Vedeți dialul ăsta din față aici, trebuie să despară dialul ăla. Cât de tare! Sunt noroaie de-astea cu fonduri europene, tăticu, foarte bune, foarte bune! Mamă, ce dezolant! Noroaie, ploaie și întuneric! O durere, un chin! Au plecat și jurnaliștii, pe bune! L-au așteptat jumătate de oră, după care, ia, gata, mă, că nu e mama! Hai, vale la mașini, că avem deja apă la genunchi de la atâta ploaie! Nu vrem să facem și la plămâni, nu? Plouă torențial afară, iar astăzi premierul a întârziat circa 40 de minute la o întâlnire stabilită cu jurnaliștii. Bă, fiecare la scara lui, gata! Altfel, mare ședință, mare pe planul ăla de reziliență și redresare și naiba să-l ia. De nu l-au descântat, o să vorbim imediat. Dacă planul le-a luat atât, nici nu vreau să mă gândesc cât le ia să zugrăvească, nu știu, un perete de grădiniță. Cred că e și Iohannis ăsta, mă, care-i tot cheamă, știi? Bă, ședință la mine la ora 16. Șefule, da, avem treabă, au crescut cazurile, e... Bă, n-auzi ședință la 16 la Cotroceni, că să vezi ce palton în capul ției. Domn președinte, acum... Zic și eu, mai lăsați-mă șeful să mai și muncească. Mai du-te și matale pe la ei, că și așa toată ziua, ce faci? Adică, na, ei e mai mult, știi ce zic? A, domn președinte, sper să nu vă țineți banii în lei. Știu că în general îi țineți în case, în imobiliare, acolo sunteți dumneavoastră beton, dar ce mai aveți mărunții și așa, nu știu, ce ați făcut din... chestiile alea pe care le-ați numit cărți. Deci dacă aveți lei, schimbați. Schimbați rapid. Euro a atins astăzi un nou record istoric, practic a ajuns la 4,8879. Niciodată până acum în istoria României leul nu a fost mai slab în raport cu euro. Bă, deci pe bune vă spun, domn președinte, vorbiți cu chiriașii, gata, domne, să plătească în euro. Păi ce facem? Pierzi matale după aia și așa ceva nu se poate. O viață de muncă, de agonisit, mă, din muncă cinstită, lipsită de ghinion, vorba aia, și să te facă ăștia pe matale cu cursul? Băi, ia mai plimbați, bă, cursul, mai duceți-l și în jos. Ha, ha, ha. Fraților, pe bune, eu nu mai pot cu scandalul ăsta din guvern. Ce e asta? Dacă l-asculți pe Câțu când vorbește despre Vlad Voiculescu, zici că premierul e în opoziție. Na, ce să... Nou sport național. Toată lumea i-o trage lui Vlad Voiculescu. Cred că și portarul, când vine omul la minister, îi ține piciorul, nu și așa. Ce vrei, domne? Ce vrei? Ia zi scopul și durata vizitei. Dar eu sunt ministru, am venit la muncă, spune Vlăduț, mirându-se cum numai tocilarii o pot face. La care portarul, pleacă, pleacă, Brena, auzi, chem jandarmii. Acu e faza cu paturile de la ATI. Câțu e revoltat că a micșorat Voiculescu numărul de paturi de la ATI. Da, mă, l-a luat nebunia într-o zi pe Vlad Voiculescu și a zis, băi, ia gata, mă, ia aruncați, mă, din paturi, prea multe paturi la ATI. Păi ce-i aici, mă, bar de ateiști? Domnul Câțu, nu vă supărați, dar v-ați gândit că poate e vorba de pături? Poate n-ați înțeles bine, n-or fi paturi, ci pături. Da, sunt prea puține paturi la ATI. Asta e exact ce ne-am cerut, Ministerul Sănătății. Să vină cu soluții, să crească numărul de 4,600. Deci a zis că nu vrea, domnul Florin. Nu, a zis că o să pună scaune la ATI. Gata cu paturile, domnule. Și o să creeze și locuri în picioare. Da, de-astea cu bară, ca în tramvai. Cu o mână te ții de bară, cu alta de stativul de perfuzii. Plus că... Și că e mult mai bine așa, că atunci când vine incendiu, ești deja în picioare, domnule. Ai luat-o la fugă, perfuzia ieșea pe roți.
Auziți, domnul Florin, dumneavoastră sunteți mai proaspăt, dar acum ne dăm noi seama ce prim-ministru dezastru am avut înainte de dumneavoastră. Și ce prost o fi condus Ministerul de Finanțe anul trecut. Nu mai zic de incompetentul de la Sănătate, vă dați seama. Au avut un an la dispoziție și n-au reușit să crească numărul de paturi la ATI. Dar noroc că ați venit dumneavoastră acum. Ăia dinainte erau niște incapabili, domnul Florin. Bine că nu i-ați prins, bine că nu-i cunoașteți. N-ați văzut în viața dumneavoastră, domnul Florin, atâta ură pe oameni ce aveau ăștia din fostul guvern? Ăia care au condus țara anul trecut prin pandemie. Deci mă scuzați, era ăla care a fost prim-ministru, domnul Florin, uitați-vă la el. Bineînțeles că e o prostie. Cum să micșoreze, domne, ministru numărul de paturi de la ATI? Dar pare că Voiculescu e mai detestat în guvern decât era Ciordache. A, și a băgat-o Câțu și pe asta. Am cerut Ministerului Sănătății ca până săptămâna viitoare să prezinte un raport al activității desfășurate începând cu luna decembrie în vederea pregătirii valului 3 al pandemiei. Deci ia să vii cu părinții la guvern, Vlăduț, da? Deci toate temele pe ultimele 3 luni și cu părinții. Tunși, când a mai fost chemat vreodată un ministru așa scos în fața clasei cu un raport? Ia bă, ia, cum te-ai pregătit? Vlăduț, zic că tu te-ai pregătit pentru valul 3, zic că ai făcut și meditații cu domnul Iohannis, trimitești tu 1000 de euro în plic lui domn președinte, aia e. Cred că se adună toți, cu Orban, cu deșteptul ăla de Neluțu Tătaru și îl judecă la televizor. Inculpat Voiculescu Vlad, în numele legii și al liberalismului, te așa și pe dincolo. Mă, e ceva acolo, o râcă, ceva, nu știu de la ce s-or fi luat. Pare ură sinceră. De la bani nu cred că... Haideți mă, sunt prea fraier să facă bani fără să intre la pârnaie. De la femei niciun caz, uitați-vă un pic la ei ce cumin sunt, ce... Nu, doar vreo problemă de-asta de mate, pe trigonometrie, ceva, nu știu, nu-mi dau seama. La un moment dat a fost un fake news că ar fi dispărut sau s-ar fi redus numărul de paturi din Timișoara. Este fals și a fost dintotdeauna fals. Paturile în Timișoara, numărul de paturi de terapie intensivă a fost crescut în Timișoara, nu a scăzut niciodată. A, nu, că ei n-au nimic așa unul cu celălalt, doar că nu se suportă. Altfel sunt prieteni buni, domne. Atâta doar că se disprețuiesc și le vine să vomite când se văd unul pe celălalt. Dar altfel, la cataramă sunt. Când n-are vreme Câțu să se ia de Voiculescu, vine Gheorghiță, e ștafetă, da. Se și discută la Cotroceni, cred, sau nu știu unde, în PNL, dimineața, la partid. Gata, am băut cafeluța, am făcut planul pe azi, hai, a! Bă, cine-i de serviciu azi la Voiculescu? E ca la benzinării la baie, tabelul ăla, și semnează pe el cine-i de serviciu la curățenie. Iată cum comentează Gheorghiță publicarea datelor cu vaccinarea. Toată prosteala aia cu baza de date. Este important să vorbești și cu cei care furnizează acele date, cei care... Deci, foarte pe scurt, e cam așa. Există niște cifre care, da, sunt publice, dar, dacă totuși vrei să le arăți publicului, atunci trebuie să vorbești cu cine, mă, Gheorghiță? Cei care se află în spatele tuturor acestor datelor. Dar cine se află, dragă, în spatele acestor date? Mă, e genial aceeași abordare. Da, sigur, transparență totală, dar după ce ne sfătuim și noi puțin, după ce vorbim cu cei care sunt în spate și cu cei care sunt în spatele celor care sunt în spate și tot așa în vecii vecilor, amin. Și după Gheorghiță a venit Neluțu, mă, să-l ia pe Vlăduț la șuturi și Neluțu. Da, sunt foarte conștiincioși. În unele zile, unii fac voluntariat la dat în Vlăduț. Cum știți, este corpul de control al premierului la Ministerul Sănătății. După ce se va termina acest control, vom avea și noi evaluare și vom decide dacă îl chemăm la comisie. Da, mă, deci să-l cheme pe Voiculescu în Parlament, mă, să-i ceară Neluțu explicații, să-i dea raportul lui Neluțu, mă, această somitate a pandemiei. Neluțule, tăticule, am și eu la piciorul ăsta o bătătură destul de nasoală, așa la degetul mare, o car cu mine de 30 de ani, tată. Da, de când făceam sport, vrei să o vezi?
Nu ți-o ară, mă, pleacă de aici. Vezi de treaba ta că n-am încredere. La ce ne-ai făcut în pandemie? Da, e limpede. Încă din prima zi la Ministerul Sănătății, Vlad Voiculescu a avut mari probleme chiar cu cei din guvern și cu cei din coaliția de guvernare. Ia uitați ce s-au aliat băieții. Eu înclin să cred mai degrabă primul ministru decât Ministrul Sănătății în momentul de față. Pentru că la Ministerul Sănătății e o brabureală totală. Vlăduț, părerea mea e că acum vei afla cât de mult te susține partidul. Adică, na, dacă îl vezi mâine pe Cioloș că iese și spune că ar trebui să ți se facă dosar penal, poate că ar fi vremea să-ți vezi de ale tale. Chiar, mă, Cioloș? De ce nu zice nimic Cioloș? El auie, are și el muncă, mă, lăsați-l. Păi da, bravo, mă, nu o să stea toată ziua să piardă vremea pe aici, pe în România, cu prostiile astea. Lasă, Daciane, vezi-ți de viață. România tot aici, nu pleacă nicăieri. La fel de proastă, la fel de săracă. Când vrem să-ți dăm cheile de la țară, facem ca data trecută, da? Ți le lăsăm sub preșile ei tu. Pup! Mua! Iar la final să nu uit, câteodată dă și Vlăduț cu muci în fasole ceva de speriat. Am aflat ce s-a întâmplat cu banii care n-ajung de două luni la medicii și la personalul medical care vaccinează. Există o întârziere în Ministerul Sănătății, am evaluat care au fost cauzele întârzierii și întârzierile au fost de câteva zile. Cine este de vină pentru aceste întârzieri? Un funcționar public este de vină. Câteodată există întârzieri și luăm măsuri ca să nu mai existe aceste întârzieri. Exact, ce trebuia să fac acel funcționar și nu a făcut de au fost întârziate salariile acestor oameni. Să completeze o hârtie? Era de la un băiat, frate. Da, mă, a uitat un băiat, unul Jănel, un funcționar, nu le-a băgat banii la oamenii aia pe card. E de Stan și Barna asta, mă. Adică în țara asta cam așa stau lucrurile, nu? Când se apropie ziua de salariu, trebuie să te rogi pentru sănătatea lui băiatul ăla care semnează să plece salariile. Că dacă Jenel nu se duce la muncă sau uită sau l-a părăsit gagica, aia e, tată, treci pe covrigi. Rămâneți pe prima, revenim imediat. Și v-am spus, a fost ședință la Cotroceni, a ieșit Nea Claus cu taraba lui și cu planul. Umbli cu planul ăsta, tăticule, ne-ai albit, serios? Zine, tată, când vin banii și atât, bă, pe 16, pe 25, păi ce faci, ne exciți? Ești ca un părinte care n-are bani, dar în fiecare zi le povestește copiilor. Deci când o să aibă tati bani, o să vă ia 20 de chile de portocale, o cisternă cu suc, 14 ghete cu crampoane, și pentru tine, Veronica, fata tati, 12 telefoane să-ți faci câte selfie-uri vrei din toate pozițiile. Deci pe bune, domn președinte, știți cum suntem noi? Mărâim la gard așa ca dobermanii aia crescuți în întuneric, care au dezvoltat sentimente puternice. Dacă ne scapi, praf facem banii europeni. Da, fraților, a ieșit ferul să ne mai zică despre bani. Cele circa 30 de miliarde de euro de care vom beneficia prin acest plan reprezintă o șansă majoră pentru dezvoltarea României. Oportunitate care va permite economiei, dar și societății românești, o rezistență sporită în cazul unor viitoare crize. Gata, băi băiat, fiți atenți cum facem. Ați văzut euro, domn președinte, cum a crescut euro? Deci nu cheltuim nimic, bă nimic, ne facem valutiști. Mamă, domn președinte, vă și vă cu o borsetă la brâu așa frumos și mergeți la Merkel. Angelo, fă 200 de euro, ia de aici, dă 300 de dolari. Nu știe ea, o faci la bani, n-a pus ea mâna pe bani, o rupi, spun, că așa să fac banii, tată, nu cheltuind. Bravo, mă, m-apuc eu să zic matale de bani, iertare. Prin dezvoltarea rețelei de spitale, crearea de centre medicale integrate în zonele rurale și urbane vulnerabile și dotarea acestora cu aparatură, cabinete cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizarea pacienților cronici. Ah, ce frumos! Astea-s povești din ce se aseamănă cu o țară. Iar ne-ai întristat, mă, tăticule. Iar ne-ai amintit cum e până alte țări.
of, ne culcăm triși cu gândul la bani. Mă, eu încerc aici să-i țin pe oamenii ăștia în priză, optimiști, să... și vii mă atale să ne zici cum e pe la alții. Programul România Educată va beneficia de o finanțare substanțială de circa 4 miliarde de euro. Vom avea astfel școli sigure, curate, cu dotări moderne și laboratoare, dar vom investi și într-o rețea de școli verzi, eficiente energetic și adaptate provocărilor climatice. Școli verzi? Adică toate? Toate verzi așa? Păi le mănâncă vacile, nea Iohăniță, dacă le facem verzi. Matale, nu știi ce foame e pe la țară. Oameni, animale, foame peste tot. Aer mai curat, spații verzi și spații regenerate. 2,2 miliarde de euro pentru reabilitarea termică a blocurilor și consolidarea clădirilor la cutremur. Vor fi făcute investiții care vor permite accesul la apă potabilă și canalizare. Mă, nu știu, practic, din ce auzim aici, cu 30 de miliarde, cam face o țară, nu? Adică e limpede că n-avem nimic, ne trebuie de toate. Mă rog, ideea e că ne-a povestit a mia oară domn președinte despre planul ăsta și despre bani, dar, bă, nu știm când vor veni banii. Noi așteptăm la ce o să facem, unde să plecăm? Mai paliți, mai speriați, așteptăm. E tot ce am învățat în ăștia 30 de ani. Să așteptăm. Că educația din România nu își mai permite să piardă nici un copil. Uite, o chestie pe care nu mă satur să o observ de vreo 25 de ani de când fac meseria asta. Ce face puterea din oameni? Nu din toți, ci din cei care nu au, înainte de a ajunge la putere și la bani, niște valori clare, o viziune despre lume și rădăcini adânci în realitate, în viață, tati, în lecturi. Adică aproape toți cei care intră în politică pentru ei și neamurile lor, nu pentru ceilalți cetățeni. De prea multe ori, marea problemă este cu oamenii curați și frumoși care devin al dracului de intoleranțe, al naibii de pofticioși de sânge. Ei vin la putere ca să se răzbune, să mânați de ură, de răutate. Cum să vezi lucrurile ca lumea cu empatie când dacă te tai curge fiere din tine? Uite, domnul ministru Claudiu Năsui a făcut acum o lege prin care securiștii și copiii securiștilor să nu mai ocupe funcții publice. Stimați colegi din PSD, haideți să eliminăm securiștii și copiii securiștilor din politică din România. Să nu rămână acest slogan doar un îndemn, fără securiști în funcții publice. A, ce drăguț! Iar eliminăm, iar facem curățenie, iar suntem îngerași, iar ful de pe un norișor pe altul, iar auzim cântecele la harpă. Ok, hai să ne jucăm de imaculații, dar cu o condiție. Să nu fim tâmpiți, domnule Năsui, vă rog eu. În cazul domnului ministru putem spune că l-a luat puterea de Năsui, nu? Acu pe bune, ce legătură au copiii securiștilor cu securiștii? De ce, să zicem, fiul unui criminal ar trebui să răspundă pentru crimele tatălui? A, eu știu ce vreți voi să ziceți, că securiștii ăia vechi au luat afaceri de ale statului sau au făcut afaceri cu statul, iar copiilor sunt și ei parte în afacerile astea. Da, așa e, dar asta n-are absolut nicio legătură cu funcțiile publice. Ne-au tras-o pe privată, știa, bosule, iar statul a fost complice, adică a fost păguit, la fel și politicienii. Am închis niște robinete de bani care mergeau către niște mafii politice. A închis robineții? Bine ar fi, dar să nu părăsim incinta. Că uite, mai mereu ci că se închid robineții spre partide, dar spre servicii? Ho-ho-ho! E inundație, tată! Curge acolo ceva de speriat. Am observat o chestie. Cum zic de banii serviciilor, cum ne penalizează ăștia cu audiența? Da, doar ne prindem cum trebuie să ne comportăm. Apoi iar ne dau o fir, apoi iar pac, ne taxează. Doar că nu ne învățăm deloc. Ce să...
Revenind, marea problemă cu securiștii sau cu odraslele lor a fost că au pus mâna pe resurse, nu că au pus laba pe funcții publice. Mă rog, mai sunt și cazuri de astea încă prin PSD, prin PNL, ohohoho! Da, ce frumos sună să n-avem securiști în funcții publice. Acum, după 30 de ani? Asta e ca și cum ai face pe marele moralist interzicând accesul analfabeților în biblioteca centrală. Oricum nu veneau. Marea problemă este accesul securiștilor la resurse, fie direct prin relații, fie prin partide care dau legi în favoarea lor. Sunt pline retrocedările de securiști, au dezvoltat mega business-uri, sunt importatori, sunt băieți cu firme puternice care primesc licitații servite, sunt protejați, mă, favorizați, asta e problema. Mie chiar îmi place sloganul acesta. Acum, dacă tot am ajuns aici, o altă discuție foarte interesantă e asta. Securiștii vechi și noi, de Nicolae Filimon, da. Mare păcat că pe nimeni nu interesează afacerile securiștilor noi, ale SRI-ului în mod direct. Afaceri cu legea în mână, tati. Fac ceva ăștia pe funcțiile publice. Se angajează vreun securache de ăsta pe stil nou în nu știu ce funcții? Nu, frate! Pune un agarice acolo, angajează un fraier într-o funcție unde există un interes și apoi ăla face tot ce îi se zice. Mare prosteală treaba asta cu ce curați și albi suntem noi, ieri am coborât cu liftul din rai. Nimă! Haideți să scoatem din viața politică fiii și nepoții securiștilor, da? Iată-l, domnul Vlăduț Voiculescu, fiu, nepot de securist, afară din viața politică. Ce ai, mă, te apucă râsul când vezi PSD-ul că îi acuză pe alții de securisme. Băi, alo, ați nebunit, lăsați-ne, mă, pe noi să le dăm unora și altora peste nas pe temă de servicii. Nu voi, nu voi! Da, bă, în ce lume am ajuns să trăim? PSD-ul îi acuză pe alții că sunt securiști și că n-au diplome pe bune. Mâine, poi, mâine vine Ciolacu și ne spune că el nu este un ursuleț de pluș. Glumim, ne, Marcele, glumim. Ce, nu vezi ce amărăciune e pe lume, bre? Ne mai distrăm și noi, he. Cum să fim atale ursuleț de pluș? Ești undita mai barcagiu, cu brațe de oțel. Ce, cred că râși și securiștii vechi și ăștia noi când vă aud cu de-astea. Mă rog, un astfel de scandal mi se pare la fel de ridicol ca spectacolul de prost gust pe care îl face Șoșoaca. Ați urmărit cumva Șoșoaca și Arafatul? Să dă pe Netflix, da? Iar a decolat Șoșoaca, e pe orbită. Ea și cu Elon Musk ăla, doar că ea nu investește nimic, nu, nici măcar sinapse. De ce nu se duce domnul Raed Arafat în țara lui de baștină, unde este condamnat la moarte? Da, ce să, atât s-a putut. Mă rog, iese Arafat și zice, domne, n-am auzit așa ceva, ce condamnare, de ce? Care țara mea? Că țara asta e țara mea. Mamă, atât i-a trebuit lui Șoșoaca. Pac, a apăsat ea acilea. Are acilea așa după ureche. Are un întrerupător. Da, da, și țac, atâta face. În momentul ăla îi dispare orice dram de logică. Da, îi se aprind ochișorii în cap, cum se aprind sfârcurile gagicilor pe firmele de masaj erotic. Da, și decolează. Nu a răspuns în care țară nu este condamnat la moarte. Superb! Ha! Te-am prins! N-ai zis în ce țară nu ești condamnat la moarte, deci ești condamnat la moarte. Bă, nu râdeți, ferească Dumnezeu! Bine măcar că știrea e adevărată. Acea știre cu privire la condamnarea sa la moarte circulă pe internet de vreo 5 ani de zile. E adevărat? Am văzut eu pe internet. Tanti Șoșoaca, ieși de pe internet și intră în cadă. Hai la băiță că iar umpli cu mizerii în jur. E în Senatul României, doamna, da? Aleasă de români. Știu, asta spune mult mai multe despre alegători decât despre Șoșoacă, da? Dar uite, vrea Marcel să o ia la PSD. Unde o țineți, măi? Construiți ceva separat lângă sediu? Să nu vă atace și pe voi, de-aia zic. Așa să ne ajute Dumnezeu. Hai mă, că uite, uneori parcă
Parcă simți așa că n-ai trăit de pomană. Cazul meu, ca să n-arăt cu degetul spre alții, că nu-i frumos, nu? După ce mi-am bătut atât de mult capul cu ea, Raluca Turcan arată în sfârșit că, dumne, ceva înțelege. Prinde, mă, nu mult, dar în ritmul ăsta, în 300 de ani așa, ar fi probabil o referentă decentă la Ministerul Muncii. Au fost sporuri inventate doar pentru a masca necesitatea majorării unor salarii, pentru că pe fond și în sistemul public există foarte multe salarii mici, avem aproximativ 80.000 de angajați cu salariul minim. Așa, dragă, bravo, hai că te-ai prins. Puteai avea informația asta din prima zi la minister, dar nu, tu ai preferat să faci întâi scandalul cât casa. Deci erau mărite veniturile din sporuri în loc să le fie oamenilor mărite salariile, cum e firesc. Ce am tot spus aici de vreo 2000 de ori? Deci, în fapt, cei arși, cei fraieriți, tot angajații sunt. Că uite, dacă faci măriri din sporuri, vine cineva și zice: ce mă cu sporurile astea de riz de gărgărițe? Hai să le tăiem! Harșt! Și angajatul rămâne cu deștul în gură, pentru că a fost prost și n-a știut să-și ceară și să-și negocieze drepturile. Că și aici e o mare problemă la oamenii din sistem. Deci dacă aceste venituri erau exclusiv salariale, totul era în regulă. Asta vă tot zicem aici la emisiune, iubiți și competenți guvernanți. Nu mai dați cu sporurile ca și cum oamenii le fură. E taman invers, mă. Vă raportați prost la problemă. Statul i-a fraierit pe angajați ani întregi. În loc să le crească salariile pe carte de muncă frumos, i-a manevrat din sporuri. Și apare întrebarea, oare statul ăsta condus de politicieni care vor control asupra instituțiilor și asupra angajaților n-a făcut asta tocmai ca să-i aibă la mână pe bugetari? Băi, ciocu mic, că vă tăiem sporurile! Ce zici de varianta asta, Ralucuțo? Hai, ia informația, fugi cu ea ca veverița cu ghinda în scorbură și gândește-te bine. E un proces care va, practic, revoluționa întregul sistem de pensii. Aolo, nu cu revoluții, cu de-astea, că vă răniți singură, doamnă, nu? Picați de pe tang, vă rupeți manicura, stați cu unghiile în ghips după aia două luni, nu? Fără revoluții și, pe cât se poate, fără gândit. Deloc, luați-vă scutire de la medic, lucrați așa, la instinct mai bine. Avem 2,7 milioane de pensionari care în momentul de față au pensia medie de 1500 de lei. Ceea ce pe fond înseamnă sărăcie după o viață de muncă și este pur și simplu dureroasă când te gândești că sunt atâția beneficiari care chiar așteaptă orice majorare. Bă, când v-am zis că Raluca nu e așa cum ziceți voi, mă. Când v-am zis că are ceva în căpșor, nu m-ați crezut. Ia uitați ce frumos zice. Doamnă, mă bucur că vorbiți așa. E cum v-am spus, chestie de educație. V-am învățat, v-am instruit, iar acum se văd roadele. Părerea mea e că și mâine, dacă vreți, puteți să mergeți direct între a 10-a, chiar a 11-a, la cum se face în online școală acum. Iar acum vă propun să mergem puțin la ANAF. Da, și-a făcut ANAF strategie. Ce vorbești, bă, cu slide-uri frumos, ca la corporații, așa. Ia să vedem. Iată, dăm la misiune, tată. Ia, misiune, să vedem. Mamă, misiune și viziune. Ia să vedem valori, de la valori. Iată valorile: eficiență, transparență, responsabilitate, cooperare, loialitate, respect. Bă, respectul ultim, așa că, na. Din cum sunt așezate, îți dai seama că au aruncat și ei acolo niște cuvinte să dea bine, o frecție incredibilă. Oricum, ANAF, foarte mișto PowerPoint-ul ăsta, da. A sunat anul 2000 să-i dați prezentările de rahat înapoi. Îmi dau cu părerea că o fi fost veche.
Dar haideți să lăsăm Caterinca ieftină și să vorbim, domne, despre lucruri serioase. Deci în perioada 2021-2024... Mă scuzați, mă bușește râsul pentru că am citit mizeria asta de strategie. Deci, în perioada 2021-2024 este necesară ocuparea prin, atenție, recrutare externă a 2000 de posturi vacante și controle și popriri mai susținute la cine? La persoanele fizice. Se putea, mă, nenorociților. Păi ce urăsc liberalii mai mult și mai mult? Firmele? Corporațiile? Nu! Persoanele fizice, tati! Deci, nimic nou sub soare, iar cu picioarele pe cetățeni, să vezi acum popriri pe 200, pe 300 de lei, facem frumos, tată, că așa se adună banii la buget, nu de la marile firme, nu, de acolo colectăm impozit pe profit de 20% doar, da, 80% canci, tată, luăm de la populime și de la firmele astea mici, da mă, ăștia trebuie cocoșați. Aveți plan, ce dracu? Păi nu sunteți voi organizați? Bravo, bă! Ne-am pregătit în colectiv. A, chiar? De ce nu găsiți, mă, un fel de gheorghiță de la vaccinare și la ANAF? A? Un fel de aspirator de ăsta cu față umană, o mașinărie cu uniformă de militar. Da, să fie cu arme, cu de-astea, obligatoriu. Și părerea mea e că a venit timpul să începeți cu execuțiile, mă. Da, mă, prea o duc oamenii bine, mă, în loc să dea banii la stat, plutoane de execuții în spatele blocurilor, frumos, trupele anaftat. Sunteți jalnici, mă. Cum naiba, de fiecare dată, dar de fiecare dată, întâi tăbărâți pe cetățeni, abia după aia întrebați una alta, apoi amar, grei, în fața cărora sunteți cu sărumână. Păi, anul ăsta, finanțele ei mai ale dracu ca oricând. Apoi cât de tare e asta cu 2000 de noi angajări la ANAF. Deci ați descoperit că la ANAF e un deficit de 2000 de posturi? Oare când ne spuneți care e necesarul de medici sau de personal medical sau de profesori și tot așa? Nu de alta, dar v-ați pus pe înghețat, hă? V-a cam luat de zghețul după ce ați văzut că de fapt n-aveți oameni. Că ăia care sunt, poate că sunt nu doar puțini, ci și slabi, proști, nu știu. Sau poate că sunt foarte buni, dar prost conduși, iar nu știm. Deci, ați vorbit ca fraierii, cu alte cuvinte, vreme de 3 luni. De 3 luni, 3 luni a stat pe toate televizoarele, mă, ca nebunii, seară de seară, taca-taca. Că sunt prea mulți angajați la stat. Ca să constatați că peste tot e o mare lipsă de personal. Da, super, ce să zic? Superficial, crasă neglijență în serviciu. Mergem mai departe cu emisiunea. Aici vulturul, perimetrul e sigur, poți veni. Aici agentul 00 Barat, recepționat. Ok. Acum spuneți și mie cine sunteți și ce căutați aici? Da, îți spunem, sigur. Dar după aia o să trebuiască să te omorâm. Cum să mă omor? Ah. Ah, că am glumit, ai scăpus bun. Eu sunt Mioara, sunt ofițer în serviciile de securitate și să el mă. E soțul meu, spion de meserie ca și mine. Ah, am văzut. Uniforma de clasă. Da. Ce chestie să scrieți că... Și da, dânsul nu vorbește? Nu... Eu sunt mai tăcut așa, mai secretos. E de formație profesională. Da, el nu e ca mine, eu sunt mai vorbăreaț, așa, vorbesc cu toată lumea, zic vrute, nevrute, ce să... Odată am zis așa, fără să-mi dau seama, chiar nu, m-a luat val, nu știu ce am avut, așa. Și le-am zis unor spioni ruși unde avem resurse de metale rare, dar, mă rog, foarte greu am reușit să salvez situația. Vai de mine. Reparat greșeala. Și cum ați reparat situația? I-ați împușcat pe spionii ruși? Nu? Le-am zis că glumeam. Mă, dar de ce intrăm în toate detaliile astea? Cum hai să trecem la subiect, mă? Ce... Da, corect, zice bine, da? Domnul. Cu ce ocazie pe aici? Uitați care este problema. Da. Am auzit că acum se vorbește de copiii securiștilor în funcții publice, da? Că nu știu, că să se facă nu știu ce registru cu lucrătorii din securitate, să se stabilească care a cui copil e, în fine, nu asta mă interesează pe mine. Așa. Deci dacă tu se angajează copiii securiștilor acum în funcții publice, am avea și noi un copil și am vrea să-l băgăm și noi într-un minister ceva. Pe Vlăduț. Da.
Vlăduț. Da, nu să știu. Vă trăiesc. Da, vreau să-l băgăm undeva, așa? Nu știu, poate la sănătate, la finanțe, mm-hmm. oriunde, nu avem pretenții. Da, câți ani are Vlăduț? Că 9 ani. Tineri. Hai, mamă, cum 9? Că merge pe 10, Vlăduț. Stați pe ei. Ok, și vreți să vă băgați în guvern copilul care are 9 ani, merge pe 10? Păi dacă așa se face acum, se angajează copii de securiști în funcții publice, ce? El ce are? Nu e copil? Nu, noi ce avem? Nu, stați puțin, n-ați prins discuția. Deci e vorba de copii lucrătorilor din fosta securitate. Aha, care... adică noi ăștia care lucrăm acum în securitate suntem mai proști sau cum? Dar nu știu, copiii noștri ce au, domnule? Tu știi că Vlăduț are numai FB la citire și matematică? Exact. Hai ca să-ți o zic și pe asta. Da, și eu cred că ar fi foarte bun la finanțe pentru că are și experiență deja. A primit de la Moș Nicolae o pușculiță și adună toți banii de prin casă și pune acolo. Poftim! Doamnă, domnule, eu cred că am o idee mai bună. Adică? Da. Cred că lui Vlăduț i s-ar potrivi mai bine un post în învățământ. Ce post? Da. Păi un post foarte, foarte important, postul. Elev. Da. Într-a patra. Dacă... Deci intră. Ce zici? A patra? Mă... Nu e rău decât să stai acasă degeaba, adică după aceea ce-și turcan ca aia, că e asistat social? Da, că... da. Vrem. Da? Vrem elev, dar să fie elev de serviciu. De serviciu, da? De servicii, de ce vreți dumneavoastră. E ok. Da, mă, da? Că am rezolvat și pe asta. Da? Vezi seama zis? Că Vlăduța nostru până în clasa 12-a? E asigurat? Da. Are în ce vrem? Până în clasa 12-a, că acordul să face... Mă rog. Asta e bătaie de joc! Sigur, putem să spunem că politicienii sunt așa și pe dincolo, ceea ce și facem de 30 de ani, nu? Dar cred că putem privi și altfel problema. Ce fel de sindicate și de lideri de sindicat are țara din UE în care salariul minim este mizerabil, nu-ți permite decât să mergi la muncă și a doua zi, în care drepturile salariaților sunt călcate în picioare, în care pensiile după o viață de muncă sunt rușinoase? Că așa pe hârtie avem mai mulți sindicaliști decât Franța. Dacă te uiți în stradă, 50 de leșinați cu o portavoce și cam atât. Liderul de sindicat Bogdan Hosu a venit în seara asta la TikTok să ne explice cum stă treaba cu sindicalismul azi și cum negociezi cu un guvern care nu vrea să stea de vorbă cu tine. Stați pe prima!